Pentru că riscul este foarte mare, autoritățile promit că le vor introduce cu prioritate într-un proces de consolidare și reabilitare printr-un program finanțat cu bani de la stat, fonduri europene și de la Banca Mondială. Dar până atunci, elevii ar trebui mutați. Pe lista celor 15 unități de învățământ care au în uz câte o clădire cu destinația de sală de clasă sau laborator, încadrată în clasa 1 de risc seismic, se află de pildă Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu din Iași. În județul Bacău, pe lista apar Școala Gimnazială Filipeni și Grădinița din Ferăstrău, Oituz. Iar aproape de București, în voluntari, Școala Gimnazială numărul 3 apare și ea pe listă. Alte unități se găsesc în județe ca Olt, Suceava, Neamț și Vrancea. Unitățile de învățământ care sunt cu risc seismic 1 trebuie să fie reabilitate, iar asta înseamnă mutarea copiilor în spații sigure. În primă fază vor fi alocați bani din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului, dar autoritățile vor trebui să completeze sumele necesare și cu bani europeni, dar și cu ajutor de la Banca Mondială. 60 de școli au deja proiecte derulate cu Banca Mondială printr-un program de 100 de milioane de euro, care presupune reabilitarea și consolidarea unităților de învățământ din zonele cu cel mai mare risc seismic. Inspectoratul Școlar Județean Iași a luat măsuri astfel încât, începând de luni, când elevii revin din vacanță, să nu se desfășoare activități didactice în nicio clădire cu risc seismic ridicat. Până mâine, conducerea școlilor cu săli și laboratoare încadrate în clasa 1 de risc seismic trebuie să vină cu soluții pentru relocarea elevilor. Obiectivele prioritare în acest moment sunt elementele de infrastructură din Ministerul Educației, respectiv școlile și celelalte clădiri unde se desfășoară procesul de învățământ. Vom propune, domnule prim-ministru, să fiți de acord cu măsuri de sprijinire a acestor autorități locale. Ne referim în principal, în primă fază, la clădiri care au ca și destinație școli. Inițial, guvernul anunțase că sunt 118 unități de învățământ cu cel mai mare grad de risc seismic. Din fericire, între timp, multe au intrat în procese de reabilitare și consolidare.